faceți în primul rând, domnule Iftime? Cum sunteți după un play-out început în care Botoșaniul șchioapătă un pic? Dacă prost, dacă zâmbesc, că cineva îl spune, nu-i zâmbetul tău, domnule Iftime. Să știți că dacă ceva mi-a plăcut în viața mea, mi-a plăcut să fiu la podea, adică nu... Mi s-a părut foarte, foarte greu de gestionat, să spunem, ca să fie o locomotivă sau un vector de imagine. Știu că e greu să fii în frunte și să stai în frunte, mai ales când ai o structură care nu e cea mai... și nu e consolidată în timp. Pentru noi a fost o cădere, cum spun, ca în Zorba Greco, o cădere, nu știu, magnifică, adică așa cădere. Încă suferim și nu sufer eu. Eu mi-a trecut, cred că mai ales l-am refăcut, suferă echipa, ceva lipsă de încredere, chiar dacă au plecat niște jucători, parcă toate astea au fost aliniate împotriva noastră. Și știți foarte bine conjunctura în care am pierdut ultimul loc din play-off. Dacă eram acolo, poate mai aveam un punct. Pentru că am fi jucat cu entuziasm, cu anumite lipse de presiune. Pe când acum le-am pus un alt obiectiv, ei de fapt l-au cerut. Am jucat la Rapid, unde a spus foarte bine că ne-a dat un 3-0, fără comentarii, dar la 1-0, dacă nu era la fantastic, părea că lucrurile joacă altfel. Iar meciul de acasă, ultima, a fost un dezastru total. Cum vedeți să redresați corabia după ce ați fost la mâna voastră pentru a ajunge în play-off? Poate că și de acolo se trage. De acolo se trage. Nu, totul se trage de la play-off, dar nu la mine, la echipă. Nu știu dacă faptul că au pierdut niște bani, nu cred că afectează de mult, dar există o lipsă de încredere și asta colaborată cu tot ce se spune că au plecat niște jucători, au plecat oameni importanți, pe care ei mi-au spus atunci, nu e niciun fel de problemă, pentru că eu n-am făcut niciun fel de mutare de asta de jucători, de să plece jucători, fără să vorbesc cu Marius în primul rând și el îmi spune da sau nu. Și mi-a zis echipa, capitanul de echipă, du-te acolo, să plece cu tare. Nu e nicio problemă, dacă vin bani la club, noi suntem... Ei, uite, acum lipsează de încredere cu contează noi. Și eu sper să o scot, adică nu mă gândesc să schimb antrenorul. Deși 99% din cazuri așa să nu se rezolvă, dar asta e tratamentul. Eu nu, eu cred că Marius poate mai departe. Am avut o discuție cu el duminică după meci, că era trist și disperat. Luni a fost altfel și sper că astăzi e altfel, adică lucrurile cresc și revine și vine pofta asta de a împrospăta echipa. O să vedem ce facem vineri, mâine, la meci. Dacă mâine, nu mâine, vineri, când jucăm cu cei de la Târgoviște, care nu e un meci ușor. De fapt, niciun meci nu e ușor. Problema noastră este ca lui Bayern, adică am plecat favoriți în play-off și am pierdut și nu te mai poți reabilita. Marea echipă Bayern a plecat favorit în primul meci, când au 1-0. Numai că nici atunci nu au crezut că revin, că nu-și revin, că ei sunt marele Bayern. Numai că setarul interior a fost ca o echipă care este campioană și nu au cum să piardă. Dezastru s-a produs. Ați văzut că multă lume credea că Marius Croitoru va fi înlocuit până la urmă sau că mandatul lui se apropie de final și știți la ce mă refer că au fost declarate. Știu. E adevărat că au fost niște declarații un pic, să spunem, altfel decât cele de până acum. A spus cineva, s-a rupt lanțul de iubire. Bine, eu cu Marius am avut niște discuții, în niciun caz multă contundente. Am avut și discuții eu spunându-i că el este un pic desprins de realitate și că relația lui cu echipa, cu el și cu presa trebuie să fie modificată, pentru că are nevoie de orice argument ca să fie întărit. Pentru că atunci când ai rezultat, n-ai nevoie de nimic, iar când ai rezultat, n-ai nevoie de nimic și... Da, nu-i problemă. Un pic? Da. Alex, mamă, știam că e un avocat. Da, iartă-mă. Da. Apropo de Marius Croitoru, o relație un pic mai rece cu presa, nu vine la flash interviuri, evită, eu știu, să vorbească și să spună până la urmă ideile de joc pe care multă lume vrea să le afle cumva. La un moment dat nu avea voie, adică nu are voie să era niște așa. Între timp s-au mai clarificat lucrurile. Pe de altă parte, cred că și el atunci era neatent. Așa cred atunci. Acum eu cred că Marius e mai atent, pentru că e mai inteligent, știe ce are de făcut,
Eu spun, într-un război, într-o luptă, nu ești singur. Totdeauna există o conjunctură, un ecosistem la care ai nevoie de fiecare element în parte. Dacă nu înțelege asta, nu va fi antrenor mare. Și eu sper că el a înțeles și înțelege, pentru că are multe, multe lucruri de astea care au venit foarte repede ca și rezultat. Echipa a jucat foarte bine. Acum 3 luni echipa noastră era considerată cea mai spectaculoasă sau cele mai spectaculoase din așa. Eram în play-off, ca abonat la un play-off. O echipă care vindea fotbaliști și în același timp revenea în fotbal. Era imposibil să prindem play-off-ul. Toate s-au întâmplat, dacă uitați într-o logică a oricărui om, nu trebuie să fie mult fotbal, sau să vezi conjunctura. Cine credea că Argeșul bate 4 etape la rând? Bați Steaua, bați sau că Faro bate la FCSB. Adică toate astea erau complet în afara logicii noastre de atunci. S-a avut și un enorm, un imens noroc. Cine credea că eu nu fac, eu 3 puncte cu asta, credea, cu Mioveniu. Adică, sau că mă bate acasă, când aveam 1-0 și mai aveam 20 de minute sau 10 minute și ne-au bătut pe noi Argeșul. Toate lucrurile astea au, poate Dumnezeu a făcut așa să-i dea un mesaj, să ne dea un mesaj că nu te poți pune decât sau te pui la masă când ai terminat totul și că toți ai să în căruță. Noi au fost în căruță, ne-a spus că vindem jucători pentru că suntem în play-off. Uite că n-a fost așa și presa mă taxează și oamenii mă taxează. Domnule, nu e adevărat, domnule Eftim, ce ați făcut? Ați spus toată echipa și mai aveți play-off? Nu pot să-i răspund. Nu, nimeni nu interesează buget cu tare. Pentru că eu am tot o altă filozofie legată de fotbal la nivel de bugetare. Că să ține clubul într-o ecuație pe termen lung. Să ai bani, să poți plătești oamenii. Mult puțin, dar să ai aia cât ai negociat cu ei. Dacă nu ești atent la chestia asta. Da, cât l-ai promis, atât să le dai. Și trebuie să vezi că fotbalul să producă bani. Eu am spus-o și o repet, nu există astăzi în România patroni care să vină cu niște buzunare de bani să plătească clubul meu, fac ce vreau. Eu mi se pare că suntem într-o, dacă e așa, chiar mă dezgustă. Fotbalul e făcut ca o mică afacere, o afacere care nu pierzi mult. Asta se muncește foarte mult, să ai marketing, să vinzi tricouri, să vinzi însemnele clubului, unde să vinzi jucători. Unde e marketingul în România? Echipa noastră. Sunt convins că românii poate îl fac, dar îl fac puțin. Sunt cluburi care au buget pozitiv. Bănuiesc că cei de la club care au bugetul pozitiv, că au avut de bine. Am văzut anul ăsta FCSB are bugetul pozitiv. Nu știu cum e pe la Hage, dar restul cluburilor are o mare problemă. Când vei cu bani de la stat acolo, spune că buget pozitiv. Buget să produci bani pe marketing, pe vânzare de fotbaliști, pe ticketing și pe TV. Ai bani ăștia? Cât ai? 7 milioane. Ai club de 7 milioane. Dacă eu fac doar 3, am club de 3. Dar am cheltuit de 4,5, am nevoie de 1,5. Mai vine patronul aici la noi. Mai vine patronul, dar aici patronul, știți cum e. Noi încă avem o imagine proastă pe patronii care... Așa s-a întâmplat. De fapt, nimic nu este întâmplător dacă te uiți un pic în istoria noastră. Dintre patronii care mergeau cu diplomate, cu jucau zaruri, cu zaruri de aur, din care au probleme toți. Eu stau absolut că jumătate sau foarte mulți din ei era și un mod de a produce bani atunci, poate. Dar cum vă explicați, apropo de asta că ați adus vorba, cum vă explicați că totuși atunci parcă scoteam capul în Europa? Da, nu știu dacă n-am scos capul în Europa pentru că am avut rezultate la comuniști. Pentru că un fotbalist îl face în 20 de ani, nu îl face în 15 ani, îl face în 2 ani. Iar noi jucam fotbal cu fotbaliștii noștri mari, au fost totuși creați într-un sistem de ăsta coercitiv, cu efort, cu forță, nu știu ce, mari fotbaliști din Ceața de Aur, atunci le-au făcut. Fericirea, din păcate. Fericirea ca sunt, din păcate, că erau comunismul. Și n-am mai continuat treaba asta. Astăzi, de exemplu, eu spuneam la un moment dat, nu pot să cer chiar la președinte de azi sau fotbal de azi, rezultatul azi. Azi, pentru 10 ani, 15 ani, trebuie să vadă ceva după 2, 4, 5 ani. Sau să vezi, să emulezi în 5 ani, trebuie să vezi 6 ani, vezi ceva în spate tău, luând, vezi care sunt elementele de bază și cum le poți menegerea ca să produci ceva. Nu s-a mai produs, că au murit tot, dacă vă uitați în dosarul transferurilor, s-au vândut toți fotbaliștii care mai erau. După dosarul transferurilor, n-au avut nici fotbaliști de vândut, ca să apară un alt dosar al transferurilor, în alt proces. Știți? S-au vândut toți fotbaliștii de la care știm și noi, de la Contra, nu știu care. Știți? Da, toți. Asta e.
Adică e o istorie care învățăm ceva din ea, cine a învățat bine, cine nu învață nu, dar nu mai putem, să nu mai putem repeta. Și s-a schimbat paradigma fotbalului, altceva. Fotbalul înseamnă să ai o ecuație financiară stabilă. Acum pun și ei probleme. Europenii pun problema asta, că nu au pus-o nici ei. Nemții și francezii au pus-o. De ce nu stau fotbalul în Franța mult? Pentru că sunt salarii mari. De ce? Pentru că a fost un foarte mult mare principiu financiar. Și pleca unde? Pleca în Anglia, unde sunt salarii foarte mari, în Spania, unde au o lipsă totală de reguli. Din Germania plecau, din Spania, din Franța plecau. Pentru că acum lumea începe să întreagă foarte clar cât e buget de salarii. Cum poți tu să gestionezi un club de niște miliarde de euro dacă nu-ți vin miliarde de euro acasă, ca să poți să-i plătești? Tot trebuie pe împrumuturi, pe tot felul de vânzări de imagini. În fine, una peste alta, eu mă gândesc la lucrul ăsta și eu cred că m-a întrebat dacă poți să ieși din situația în care sunt acum. Da. Contează foarte, foarte tare antrenorul. Astăzi nu scoate echipa, scoate antrenorul, pentru că e aceeași echipă. Echipa asta mea poate să bat la egal cu cel din play-out. În serios. Nu pot să mă bat toți, că nu cred. Dacă mă bat toți, înseamnă că e o problemă la care nici antrenorul nu are energia să transmită grupului un alt tip de comportament. Și pentru că sunteți un om de afaceri, cu siguranță aveți planuri pe termen scurt, mediu și lung. Aș întreba, nu știu, din vară, vă gândiți în funcție de ce se va întâmpla, evident, și în acest play-out, să întăriți echipa, da. Vă gândiți să mai vindeți, să, nu știu. Nu, avem, lucrurile sunt în continuare în dinamica noastră, să știți. Am acum, pregătesc cu Marius acum niște transferuri, sper să iasă, care să ne dea speranță și bucurie că suntem o echipă bună. Totuși, jucători care Da. Nu, e jucători și sunt câțiva, am văzut, mi-a trimis vreo doi și am văzut și eu. Sunt spectaculoși. Acum, ei trebuie și învățați să rămână spectaculoși, să vină la noi ca să meargă mai departe. De vândut, n-am mare lucru ce vine. Dacă am ofertă bună, vând. Să știți, nu e... Dar sunt convins că avem timp să aducem jucători acum și ne ocupăm foarte, foarte serios de asta. Adică, e clar că eu n-am mijlocul echipei mele este mort. Și dacă nu aduc concurență serioasă acolo la lui Târgoveanu și lui nu știu care Florescu, care am crezut că mă ține echipa și ei sunt rezerve de lux, nu ține. Adică aducem jucători. Trebuie jucători, trebuie un fundaș dreapta că o să plece Brown la el are contract cu CFR Cluj. Și în rest nu cred că în atac winger cu asta este ok. Dar aduc un jucător. Adică deja se lucrează foarte tare și dacă vreți, cel mai important lucru nostru este cum facem echipa din vară. Acum mă gândesc să scap o dată de acest play-off. De play-off am scăpat. Ar fi extraordinar pentru noi să reușim să ne facem un meci de baraj 7-8 și să mergem mai la un baraj cu echipa din play-off. Dar simt că nu avem, n-avem vigoarea, n-avem energia, n-avem ceva care să ne ducă acolo cum. Avem un credit teribil înainte, credeți-mă. Eu când luam în afară, când mergeam cu echipa, zic, n-am cum să nu fac. La Steaua, m-am putut cu 3-1, eu puneam părere pe orice echipa pe Steaua. A fost 1-0 pentru noi și jucam fotbal, știam fotbal, după aia ne-am păcălit. Dar, în fine, acum nu am aceeași încredere, pentru că am văzut că echipa parcă nu are un mijloc care să aibă să fie consistență, țină mingea, să facă ceva fotbal. Au doar jucători de față care sunt foarte buni la viteză și... Cum vi se